Există un anumit loc din România care e considerat singurul loc care ar continua să existe în cazul unui atac nuclear major. NASA a studiat extrem de bine acest loc aflat chiar în România, unic în toată lumea. Acest loc e considerat de oamenii de știință una din cele mai mari descoperiri științifice ale secolului 20. E unic datorită sistemului de chemosinteză prin care organismele au supraviețuit în lipsa oxigenului, prin oxidarea unor substanțe minerale. Inclusiv cercetătorii de la NASA au comparat mediul din acest loc cu cel de pe planeta Marte. Locația se află la 20-30 de metri adâncime, într-o zonă împrejmuită de movile la ieșirea din Mangalia. Are o lungime de 300 de metri și galerii joase de 2 metri și e așezată în platforma moesică și datează din Quaternar. În interior au fost descoperite 200 de specii care s-au adaptat vieții unui mediu lipsit de cantitate mare de oxigen. Exact ca în cartea O călătorie spre centrul Pământului de Jules Verne. Dacă mai țineți minte, și acolo exista o lume în interiorul Pământului, care nu avea nevoie de soare sau oxigen. Ecosistemul din crater e vechi de aproape 300 de milioane de ani. Din cauza mediului toxic și ostil, oamenii nu ar putea niciodată trăi aici. În schimb, altceva înflorește acolo permanent. Intrarea în movile se face printr-un puț săpat artificial, dar care în prezent e ferecat cu o poartă din beton. Singurii oameni care mai au acces aici sunt specialiștii care pot merge doar în grup restrâns, de maxim 3 persoane. Durata maximă a unei vizite e de 2 ore, altfel totul devine extrem de toxic pentru noi. Dacă Nicolae Ceaușescu n-ar fi ordonat construirea unei termocentrale lângă Mangalia, universul de la movile ar fi rămas necunoscut. Speologii de la grupul pentru explorări subacvatice și subterane sunt cei care o au în grijă acum. Liderul Cristian Lascu, redactor șef al revistei National Geographic România, a relatat cum a decurs descoperirea peșterii denumite un tezaur biospeologic. În 1986, Nicolae Ceaușescu ordona începerea investigațiilor geologice în zona 2 Mai Vama Veche în vederea construirii unei termocentrale uriașe. Se zice că dictatorul ar fi indicat locul chiar din elicopter. Locul indicat era o zonă karstică dominată de movile, aceste ridicături de pământ. S-a forat un puț ca să se găsească peștera. Au avut puțin noroc pentru că au nimerit chiar în galerie, la 20 de metri adâncime. Prin pereții încăperii mișunau păianjeni, scorpioni, miriapozi și alte viețuitoare. Biologii de la Institutul de Speologie au determinat fauna, au zis că sunt nemai întâlnite în lume. O specie nouă de păianjen, singurul scorpion de apă dulce cunoscut. Lipitoare minune și prima lipitoare cavernicolă din lume. Asta își amintește Cristian Lascu, reputat geolog și redactor șef la revista National Geographic România. Proiectul de construcție a termocentralei a fost abandonat din fericire, iar în 1996 peștera e luată în vizorul NASA, care împreună cu cercetătorii români lucrează la peșteră, interesul fiind maxim, asemănarea cu fosele vulcanice de pe Marte fiind evidentă. Odată lucrările terminate, cercetătorii români au fost furați de NASA, glumește Lascu. Speologul arată că potențialul științific al peșterii nu e epuizat, însă nimic semnificativ nu se mai petrece la movile. Intrarea în peșteră se face printr-un puț săpat artificial închis cu o poartă de beton. Peștera nu poate fi vizitată decât de specialiști. Cercetătorii notează că peștera e atașată în platforma moesică. Are o lungime de 300 de metri și pasaje înguste ce alcătuiesc un labirint de galerii joase. Mediul din subteran e foarte bogat în hidrogen sulfurat. Nivelul oxigenului e destul de redus, 10%. Dioxidul de carbon e ridicat, până la 5%, în timp ce nivelul metanului e destul de ridicat și el, 2%. Apa din peșteră are o compoziție chimică diferită față de fântânile din apropiere, iar în sedimentele din peșteră nu s-au găsit izotopii radioactivi comuni în solul României după accidentul de la Cernobâl în 1986. Asta au constatat speologii de la GES. Ecosistemul din movile, caz unic pe Terra. Nu depinde deloc de energia solară. Mangalia se mândrește cu patrimoniul său inestimabil, unic în lume. Pe site-ul primăriei din Mangalia e descrisă seria de descoperire a specialiștilor. Peștera are la capătul galeriei un mic lac cu apă termală sulfuroasă. Este o minune de loc. Au mai fost găsite câteva încăperi mici, parțial inundate, cu numeroase viețuitoare nevertebrate, viermi, melci, gândaci, scorpioni, izopode, lipitori, miriapode.
toate sunt depigmentate și lipsite de ochi, dar înzestrate cu antene lungi și cu alte adaptări specifice mediului cavernicol. Cercetându-le cu atenție, zoologii au putut descoperi printre ele 35 de specii noi, necunoscute lumii științifice până atunci. Doar în peștera Mammoth din America s-au mai găsit atâtea specii, dar aceea are 550 de kilometri, nu 200 de metri. S-a constatat că fauna din peștera Movile nu seamănă cu fauna din nicio peșteră din România. Unele rude ale insectelor, troglobiote, trăiesc azi în lacurile sulfuroase de la Mangalia. Fauna are un caracter meridional de climă caldă. Când și cum s-au adaptat viețuitoarele mediului relativ ostil al peșterii a rămas o întrebare fără răspuns până azi. O altă enigmă a fost sursa de hrană care alimenta bogata comunitate biologică subterană, deoarece în această cavernă nu se infiltrează apa de la suprafață care să transporte frunze sau lemne putrede ori alte substanțe organice cu care să se mulțească de obicei nepretențioasele viețuitoare subterane. Apa sulfuroasă și termală din peșteră, 21 de grade Celsius constant, circulă prin canale karstice închise, venind direct din adâncul pământului pe o falie profundă. Conține doar mici cantități de hidrogen sulfurat și metan. Pe suprafața apei sulfuroase din peșteră s-a observat prezența unui strat de câțiva milimetri grosime de substanță albă cremoasă. S-a constatat că era vorba de o substanță organică nutritivă în care se aflau numeroase organisme, îndeosebi specific melci mici și viermi. Primii exploratori au găsit în capătul peșterii un mic lac cu apă termală, iar cu ajutorul unui scafandru autonom au mai găsit câteva încăperi mici, parțial inundate cu numeroase viețuitoare. Apa termală se pare că vine din adâncul pământului, dintr-o rezervă subterană păstrată aici timp de peste 2500 de ani. De asemenea, s-au descoperit specii noi de prădători, cum ar fi doi pseudoscorpioni, un miriapod, patru păienjeni și un scorpion de apă, o lipitoare care trăiește de pe urma viermilor și un centipod de aproape 5 cm lungime. S-a descoperit totodată un păianjen a cărui singură rudă apropiată se găsește în insulele Canare. Peștera Movile e unul din cele mai neobișnuite ecosisteme și e populată cu nevertebrate ce s-au adaptat vieții de acolo. Au corpul depigmentat, regresia sau absența totală a simțului văzului și se hrănesc cu bacterii și ciuperci care obțin energia din izvoarele calde sulfuroase de sub peșteră. Peștera e închisă cu o poartă de beton, accesul fiind posibil doar cercetătorilor. Un loc unic în lume, unic în România.